Dar dacă noi alegem să dăruim doar apăsați de sentimentul de vinovăție sau de frică sau de interes că vom primi ceva înapoi, oare în acel moment noi chiar alegem să dăruim? Evident că nu. În acel moment noi, de fapt, facem un târg sau batem palma exact ca într-o afacere, doar pentru a primi ceva la schimb. Spuneam săptămâna trecută că mulți dintre noi dăruiesc de cele mai multe ori așteptându-se să primească ceva la schimb. Cel ce crede în divinitate se așteaptă să primească ceva din partea acesteia pentru că a făcut o faptă bună, iar cel care nu crede se așteaptă să primească direct de la persoana pe care a ajutat-o. Din nefericire, în ambele variante el nu dăruiește, ci târguiește, iar diferența dintre cele două este de la cer la pământ și contează enorm în viața lui. Pentru că atunci când omul dăruiește cu adevărat, are de câștigat, iar când se târguiește, are de pierdut. Tot în videoul anterior am spus că noi oamenii facem parte dintr-un întreg, suntem una, nu suntem separați, ci doar pare că suntem. Așa cum degetele unei mâini sunt unite, dar în același timp par separate, așa suntem și noi oamenii. Dacă suntem de acord cu această descoperire științifică, nu numai spirituală, atunci a dărui nu mai înseamnă că dăruiești ceva altcuiva în afara ta, ci îți dăruiești tot ție. Știu, deși pare extrem de greu să ne imaginăm asta, nu înseamnă că nu este adevărat. Mulți sceptici așteptau ca oamenii de știință să iasă în față și să demonstreze ceva ca ei să creadă în acel ceva. Ei bine, dacă aceștia consideră că doar ceva care este demonstrat științific este adevărat, atunci ei trebuie să afle că acest lucru a fost demonstrat. Dacă luăm în considerare această descoperire științifică care confirmă ceea ce marii maestri spirituali spun de mii de ani, atunci acțiunea de a dărui înseamnă total altceva decât am crezut majoritatea dintre noi până acum. Dacă noi dăruim în acest moment 50 de lei unui om bătrân care locuiește pe stradă, noi, în fapt, ne ajutăm pe noi prin intermediul acestui gest. Sau, dacă noi alegem să ne folosim timpul și energia spre a ajuta o altă persoană, noi, în fapt, alegem să ne folosim timpul și energia ajutându-ne pe noi, pentru că cealaltă persoană este parte din noi, așa cum fiecare deget al nostru este parte din mâna noastră. Așadar, chiar dacă dăruiești altcuiva ceva ce tu ai, este doar o iluzie că rămâi cu mai puțin doar pentru că ai ales să oferi celor din jur. În momentul în care ajungem să înțelegem acest lucru, modul în care noi alegem să oferim ceva se va schimba, devenind o reacție naturală atunci când ceva necesită fie atenția, fie timpul nostru, fie banii noștri. Nu vor mai exista întrebările pe care ni le punem în gând pentru a ne motiva să facem acest lucru. Nu ne vom mai spune singuri, trebuie să fiu darnic, că asta înseamnă că am suflet bun, sau, dacă dăruiesc, Dumnezeu mă va ajuta. Acest lucru va veni natural, ca atunci când din instinct ai luat bandajul și l-ai lipit pe degetul ce sângera și te simți bine pentru că ai putut să faci acest lucru. Dar te-ai întrebat vreodată de unde vine convingerea că atunci când dăruiești, Dumnezeu te ajută? Ei bine, chiar dacă mergi sau nu la biserică, chiar dacă ești sau nu religios, adevărul este că, dacă gândești asta, înseamnă că ai fost afectat de convingerile greșite care au fost răspândite din generații în generații. Vezi tu, biserica ne învață că suntem separați de Dumnezeu, că acesta este undeva acolo sus, în ceruri, iar noi suntem undeva aici, jos pe pământ și că dacă nu dăruim, dacă nu dăm de la noi, atunci înseamnă că suntem mai puțin buni. Așadar, dacă noi alegem să nu oferim așa cum suntem îndemnați să o facem, trebuie să ne simțim vinovați. Iar vina este o unealtă excelentă prin care putem fi manipulați să oferim atât oamenilor, cât și bisericii din ceea ce avem noi. Această manipulare se întâmplă de sute de ani și nu reprezintă subiectul acestui video. Ceea ce trebuie să știm noi
este că această vinovăție în care am fost băgați avea ca și scop să ne facă să plătim bisericii, crezând că însuși Dumnezeu ne cere să facem asta. Dar dacă noi alegem să dăruim doar apăsați de sentimentul de vinovăție sau de frică sau de interes că vom primi ceva înapoi, oare în acel moment noi chiar alegem să dăruim? Evident că nu. În acel moment noi, de fapt, facem un târg sau batem palma exact ca într-o afacere, doar pentru a primi ceva la schimb. Cel ce înțelege cum funcționează energia, că totul este energie, înțelege că în momentul în care intenția cu care dăruiești nu este curată, când nu dăruiești din inimă și dăruiești din frică, vinovăție sau alt sentiment negativ, atunci nu vei primi nimic înapoi. Prin urmare, când dăruiești și nu te aștepți să primești ceva la schimb, chiar atunci vei primi înzecit.